Eu cred, domnule, că vorbim despre lucruri despre alte planete, vorbim despre lucruri care nu interesează românii. Cred că oamenii, într-adevăr, în România sunt îngrijorați că puterea de cumpărare scade și mai ales că nu este viitor. Nu-mi permit să vă dau sfaturi, dar să spuneți dumneavoastră ce interesează pe români, mi se pare periculos pentru propria persoană. Dar nu vă supărați că un om care totuși călătorește cu rucsacul în spinare de un an jumate, îmi permit eu călătoresc de 17 ani prin țară, iertați-mă, încă o dată, cred că ne putem respecta fiecare activitatea politică și cea profesională. Corect. Deci, noastră sunteți branșat la un anumit tip de public, eu sunt branșat la un anumit alt tip de public. Poate că sunt publicuri complementare. Eu cred că sunt branșat la România activă, la România responsabilă, la România care plătește taxe și impozite. La Partidul Noua Republică, 80% din cei din conducerea partidului sunt oameni care n-au mai făcut politică, 90%, și oameni care au un business care înseamnă să dai locuri de muncă, să dai o pâine dimineața, seara și la prânz unor oameni care au copii și care se gândesc la viitor. Perfect. Această realitate a României antreprenoriale mie personal îmi transmite semnale de îngrijorare. Taxele au crescut de la 1 ianuarie. Birocrația este la fel de obositoare. Disprețul funcționarului public la adresa celui care plătește taxe și impozite este același. Și rigiditatea unui guvern care are 24 de ministere, în loc să aibă 10, suple ca în Germania, este exasperantă. Ați reușit, se va sinucide deja.